Protest inedit în eforie, patronul unui restaurant s-a răstignit pe o cruce pe acoperișul terasei, îmbrăcat cu un cerșaf pe care a scris "De ce eu?". Omul este nemulțumit că primăria a decis să-i demoleze o parte din terasă pe motiv că nu avea autorizație de construire. Patronul unei terase din Eforie, care în urmă cu câteva săptămâni a agățat mai multe perechi de chiloți în fața localului său, un semn de protest, a recidivat. De această dată, supărarea a plecat de la interdicția dată de primărie, care nu-i mai permite să-și înșire mesele și scaunele pe domeniul public, deoarece nu a respectat clauzele contractuale. În ultima ședință i-a fost reziliat un contract de închiriere sau de folosință, nu mai țin minte bine, pe 130 și ceva de metri, pentru că nu și-a respectat clauzele contractuale. Ce? A depus o cerere către Consiliul Local acum vreo două zile, a venit în ședința de Consiliu și s-a spus că se va analiza cererea dânsului. Clauzele contractuale din contract, adică într-un an de zile de când a semnat contractul de închiriere, domnul respectiv trebuia să-și obțină autorizația de construire. De cealaltă parte, avocata patronului spune că bărbatul nu a primit nicio notificare din partea autorităților locale prin care să-i se aducă la cunoștință anularea contractului de închiriere. În 2015 a fost încheiat un contract de concesiune de închiriere, contract pe care dumnealui l-a respectat în totalitate, adică a plătit redevența așa cum ea a fost stabilită. Potrivit contractului respectiv, dacă apărea vreun litigiu în legătură cu executarea contractului, atunci acest litigiu urma să fie soluționat amiabil. Iar dacă nu se soluționa amiabil, era urma să fie dedus instanța de judecată. Ori după cum probabil deja ați aflat, chiar pe 14 iulie, când dumnealui avea botezul propriului copil, Consiliul Local s-a întrunit și i-a anulat acel contract de închiriere. Fără un preaviz, fără vreo notificare de încălcare a contractului, fără absolut nimic. După aceste două proteste inedite, patronul a contestat în instanță hotărârea de demolare a terasei.